deja discuției. Pe primul punct, primul punct se referă la rectificarea bugetară. Dacă sunteți de acord cu ordinele de zi. Mulțumesc, împotrivă, abțineri nu sunt. Nu pot. Da. Deci primul punct este proiectul de lege privind rectificarea bugetului local al Comunei Sfânta Germania, trimestrul 3, anul 2020. Dăm cuvântul cu doamna contabilă. Deci am numit de la AFIR diferența de la tranșa de plată de la grădiniță. Deci noi am pus din bugetul local pentru a putea achita și depune la grădiniță. S-au venit, au vizitat teren, au constatat și ne-au dat diferența după ce și-au retras avansul. Au constatat că totul este în regulă. Totul este în regulă. Au constatat că totul este în regulă și ne-au dat bani. Era nu mai dădeau. Această sumă este 382 de lei. Pe care noi am împărțit-o după necesități, exact pe ceea ce ne trebuie. Am împărțit-o în felul următor. La susținerea clădirilor, 60.000. Pentru servicii de dezvoltare a locuințelor și dezvoltării comunale, 103,55. Aici este scara care o face la Grădeana și prestarea de serviciu de grănițuit. La protecția mediului, 90.000, adisul, ca să putem achita facturile din gunoi. Asta este pe secțiunea de funcționar. Iar pe secțiunea de dezvoltare este SF-ul la drumurile care au fost depuse pe CNI, 128,45. Deci, în total, 382.000. Exact cât am primit, așa i-am împărțit. Dacă aveți observații, întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, dar ție, împotrivă nu sunt. Trecem la punctul 2. Da, la punctul 2 cred că n-ați avut la mapă. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectelor unităților de cult religios din Comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2020. Am mai avut două solicitări din partea parohiei Valea Bogdanii în Ștefan cel Mare și la Butinaș. Și am crezut de cuvință că se merită să mai ajutăm cele două parohii în limita posibilităților. Nevoile lor sunt mai mari decât am putut noi oferi deocamdată. La Bogdana am mai cerut o sumă de 30.000, 300 de milioane, pentru finalizarea lucrărilor de anvelopare a bisericii, schimbarea acoperișului la Casa Praznicală și făcut o verandă în fața Casei Praznicale și restul cheltuielilor la bisericuța de sus, de la cimitirul din Deal. Total valoare acolo ar fi în jur de vreo 50.000. Sperăm până la sfârșitul anului să achităm această sumă. Știți, la Gutinaș avem în lucru Casa Praznicală. Nu o să termine cu ăștia 30.000 care îi mai dă, dar se apropie. Dacă până la sfârșitul anului, din banii care o să mai vină la AFIR, în urma terminărilor lucrărilor la drumuri, așa o să mai finanțăm anul acesta. Dacă nu, rămânem în cursul anului viitor, că trebuie terminată și această investiție, nu putem să o lăsăm așa. Deci, ca să știți, 30.000 la Valea Bogdanii, 30.000 la Gutinaș. Dar nici te uiți cam așa, avem în vedere și la Vișoara. Da, a venit preotul, a spus de aer condiționat la Casa Mortuară, în jur de vreo 5.000 și vreo 15.000 la Biserica de la Corbu. Tot anul ăsta. Da. Dacă aveți observații complete, vă rog. Da. Doamna consilier, măsura eu găsesc foarte utilă, foarte necesară. În ideea situației create acum cu pandemia. Această investiție sau aceste investiții pentru care s-au alocat aceste fonduri deservește
de la cel cu țâța în gură, dacă mi-e permis așa, până la cel cu care nu pleacă de pe pământ. Așa că este în interesul unei mare masă de oameni. Și aș vrea să, cu această ocazie, aș vrea să mulțumesc domnul primar, dumneavoastră, că ați aprobat. Noi ne sperăm că ne apropiem cu suma asta, să putem da drumul acelui lăcaș, pentru că vedem, știm cum e situația și poate să nu fiu, să nu fiu prea pesimist, n-ar vrea, nu să știi pentru viitor. Da. Deci mulțumesc mult, domnule. Da, am uitat să spun că la Parohia Catolică, la tema cel mare, s-au mai luat niște materiale. Ieri, nu? Da. Ieri, s-au luat. Deci, în speranța că tot anul ăsta vom achita și această sumă. E vorba de vreo 6.000 de lei, parcă. Maria, 6.000 de lei, parcă. 6.300. Da. Da, că acolo era păcat că se definitivează lucrările cu acești bani. Altcineva? Dacă nu mai aveți observații, cum la vot. Cine este pentru?